Doamne ajută din nou. Aș dori să fac câteva precizări referitoare la cum ar trebui să fie viața unui creștin adevărat. Un creștin adevărat este obligat, prin credința sa, să țină cele patru posturi rânduite de Sfânta Biserică, posturile de luni, miercuri și vineri, fără ulei, fără prăjeli și să duc o viață de rugăciune. Ce înseamnă viața de creștin? Înseamnă o viață de trăitor, de trăire autentică, o trăire în Hristos autentică. Să nu te desparți nicio secundă de Hristos, să zici în inima ta în continuu rugăciunea: Doamne, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Bine, poți să zici pe mine Sfântul, dar trebuie să nu te mai muște conștiința și să te cercetezi pe tine dacă iubești pe cei vrăjmași, dacă te rogi pentru mântuirea lor și îți pare rău pentru relele ce li se întâmplă vrăjmașilor tăi, abia atunci poți să zici că ești Sfânt. Până atunci, zici pe mine păcătosul. Și un creștin adevărat este un creștin model, un creștin care se vede după viața lui, după felul cum se comportă cu ceilalți, cu toată lumea. Este un creștin care se deosebește de ceilalți prin felul lui smerit, blând, cuvios, nu se mândrește, nu se trufește, nu se ceartă cu ceilalți, nu-i bufește pe ceilalți când nu sunt de față, nu se supără pe ceilalți când cineva îl supără, îi face anumite supărări. Este calm, este blând, este îndelung răbdător. Are dragoste în sine, pentru că Mântuitorul zice: Întru aceasta se va cunoaște că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste între voi. Poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți precum eu v-am iubit pe voi. Aceasta înseamnă viața de creștin, viață de iubire a semenilor, pentru că a-ți iubi semenii nu înseamnă a iubi numai pe mama, pe tata și un cerc foarte strâns de cunoscuți. A iubi pe aproape înseamnă a iubi pe cât mai mulți și, dacă se poate, pe toți. Asta înseamnă, așa făceau Sfinții Părinți. Dacă nu putem să iubim pe cei care ne fac rău și ne prigonesc, bine, până la când e nevoie să mărturisim credința, atunci nu mai e nevoie de iubire. Atunci e vorba de dreptate și Sfinții Părinți au apărat credința cu sângele. Însuși Mântuitorul a fost răstignit pentru păcatele noastre, iar toți Sfinții au fost prigoniți pentru ca să se lepede de credință. Deci, nu în momentul când vine cineva la tine cu altă evanghelie, cum zice Apostolul Pavel, că dacă va veni ceva să vă vestească altă evanghelie pe care v-am vestit-o vouă, și înger de este, anatema să fie. Deci iubim numai până în adevăr. Iar dacă vom iubi pe toată lumea, dacă vom sta la locul nostru și vom duce o viață de rugăciune, de trăire autentică în Hristos, prin fapte bune, prin împlinirea tuturor poruncilor și a tuturor sfaturilor filocalice, evanghelice și a Sfinților Părinți, vom dobândi cu ajutorul lui Dumnezeu împărăția cea gătită Sfinților Săi și nu mică va fi bucuria știind că vom avea răsplată veșnică în ceruri. Dumnezeu să ne ajute pe toți și să primească osenelile fiecăruia, să ne binecuvinteze și să ne vedem cu toții, cu darul lui Dumnezeu, în Sfânta Cetate.
de sus, în raiul sfinților, cu Domnul nostru Iisus Hristos, cu Preacurata sa Maică, cu Sfinții Apostoli, cu toți Sfinții și cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciune tuturor Sfinților Doamne ale Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.